Bam, 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 începem. Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la episodul 44 din seria Catching a Predator. Astăzi vom cunoaște pe Alberto, un individ cu vârsta declarată de 23 de ani, nu pare sincer, care a dorit să întâlnească cu o minoră de 14 ani în parc pentru a o îmbrățișa, pentru a o pupa și cam atât. Mult grooming, puține conversații cu tentă sexuală. Alberto a fost un pont primit. Am dorit să-l verificăm, să vedem despre ce este vorba și, din păcate, s-a adeverit că este și el un mic prădător. Vreau să trecem prin conversație, să-l cunoaștem mai bine și apoi să dăm drumul la episod. Vine justiția, ce pe pedofil! Pedofilul! Bună, ne cunoaștem? Bună, nu. De ce? Păi am văzut că mi-ai dat follow, mi-ai apărut pe Instagram. Aha, ok. Câți ani ai? Mai mare ca tine. Păi cât? Nu contează vârsta. Eram curios. Eu am 14 ani. Am văzut. Mulți înainte. Mersi la fel. Chiar dacă nu știu câți ani ai. În ce zonă stai? Aproape de Parcul Tineretului. Tu? Aha, 13 septembrie. Ah, e frumos acolo. Da, de ce mă întrebi unde stau? Curios. Poate eram vecini. Ah, ce? Să ne cunoaștem mai bine. Cum vrei tu. Dă să te văd. Nu pot să-ți trimit poze că sunt cu mama lângă mine. De ce râzi? Nu râd. Păi ai pus emoji de râs. Zâmbesc. Ah, poți să-ți trimit un vocal repede dacă vrei, să nu mă audă mama. Poți trimite ce poți. Păi vrei să-ți trimit un vocal? Trimite-mi ce vrei, inimioara ta. Pe tine te deranjează vârsta mea? Nu! Nu mai zici nimic? Păi, ce? Ce vrea să zic? Întreabă-mă și eu răspund. Păi nu știu ce să te întreb. Eu nu am mai vorbit cu băieți niciodată. Nu știu. Păi zi-mi ce muzică asculți și ce-ți place la un băiat. Îmi place Ariana Grande ca muzică, iar legat de băieți ți-am spus că nu știu. Cum îți place să te îmbraci? Și referitor la băieți, nu am vorbit niciodată cu unul până acum. Văi, Leu, sunt primul. Cam da. Aproape primul. Păi aștept un mesaj vocal să-ți aud și eu glasul. Stai să nu fie mama lângă mine. Asta că ai zis că nu poți face poze că ești cu mami. Că după mă întreabă cu cine vorbesc. A trimis Eli un mesaj audio, el a râs. Ce? Ce tare prezentare! Păi mă aude mama. Trimite-mi și tu un vocal să-ți auzi și eu vocea. Sunt foarte, foarte înfundat că am o alergie la ambrozie și nasul înfundat. Prefer să-ți dau poze până îmi trece. Nu au dormit ai tăi? Acum se pun la somn. De ce? Păi să mai vorbim. Ah, bună! Bună! Ce faci tu? Bine, tu? Uite acasă la Netflix. Ah, frumos, și eu tot acasă. Nu mi-ai trimis vocalul ăla. Aștept să-mi trimiți tu o poză să mă surprinzi. Ți-am zis că nu poți să trimi poze, mai ales ziua. Trimite-mi tu acel vocal că eu ți-am trimis. Nu mai răspunzi? Sunt la duș. Mersi. Reply la story. Ce faci tu? Pe acasă, doar ce am venit de la prima zi de școală. Tu? În ce clasă ești? Eu încerc să mă trezesc din pat. A 8-a. Păi de ce încerci să te trezești? Păi vrei să stau toată ziua în pat? Eu mai știu. Poți să te văd și eu? Adică să-mi dai o poză. Nu prea îmi place să trimit poze în privat dacă nu te cunosc. Trimite-o primul. Păi asta facem acum. Conversăm să încercăm să ne cunoaștem mai bine. Păi și dacă trimiți tot nu te cunosc. Nu te-am văzut niciodată. Păi cine știe, dacă îți dorești, poate o să mă vezi și live. Ai vrea tu să ne vedem? Cu drag. Haide să te văd și eu, nu mai fi rușinoasă. Ți-am spus că nu mă simt confortabil să trimit poze dacă nu ne cunoaștem. Ai pe profil poze cu mine. Ok, tu câți ani ai că nu mi-ai spus? Sunt mai mare, am 23. Ah, ok. Contează vârsta? Nu știu, pe tine să nu te deranjeze. Pentru mine este ok, nu contează vârsta. Ok, ce faci tu, îngeraș? Bine, pe acasă, tu? La servici, stau pe tras. La cât termin? La 12 noaptea închid. Ah, târziu. Te aștept la un suc dacă vrei să te plimbi. Păi pe la cât? Păi când vrei tu, eu sunt până la 12. Bucătăria e deschisă până la 22 și barul până la 23. Bine, mă gândesc când pot și îți scriu, cred. Cu drag. Ok, dar cred că vin mai târziu să nu afle mami. Nu prea te lasă mami să ieși pe afară. Sunt la muncă până la 23, deci când poți? Păi și după muncă? Acasă. Eu sunt venit la servici cu trotineta electrică. Nasol. Păi și nu ai vrea să ieșim după ce termin munca? Gen pe la 11:30-12? La ora aia unde? În parc. Tu vrei să te țin în brațe să vorbim? Cum vrei tu? Dar totuși vreau să-mi dai și mie o poză să te văd. Ce faci, pisi? Sunt acasă, tu? La muncă. Ah, ok. Ce faci, sexy? Sunt la școală. Când te văd și eu? Păi mama pleacă la muncă diseară la 1. Dacă vrei ne putem vedea în Parcul Tineretului pe la 1:30. Ne mai vedem astăzi la 1:30? Da, nu? Da, cam frig, te îmbraci bine. Da. Scriu când pleacă mama? Da. Ok. Tu cu ce vii până în Parcul Tineretului? Nu știu, văd eu. Ok. Dacă nu vrei să mai ieși, poți să zici. Te văd indiferent. Ca să înțelegeți, mare parte din discuția asta a ținut cam 2 luni discuția, ceva în genul, au fost reacții la story, ce faci, cam atât. Acum urmează întâlnirea. Dar ce vrei să zic? Aștept
țeapa și se lasă așteptată. Mie nu mi-e lene să vin, doar să nu vină până acolo degeaba. Că m-a ieșit târziu, dar sper că să te ții de cuvânt. Dar taică, tu te lasă să ieși? Gen, dacă mama ta pleacă la servici, ai mei sunt despărțiți. Și dacă ți-am zis că vin, eu vin. Ah, scuze, tu să nu-mi dai țeapă. Nu dau țeapă. Să ies degeaba la ora aia. Știi mega ăla din intersecție? Da. Ok, hai să vorbim că mă schimb și eu. Ok. Și dacă nu-ți place de mine, de ce ești pesimist? Glumesc. Mă gândesc eu că te-ai uitat și tu înainte pe pagina mea la poze. Zic și eu. Oricum, tu mie îmi placi, ești sweet. Mulțumesc, aștept să ne vedem. Pot să te și pup. Nu știu, eu nu am mai făcut asta niciodată. A, ok. Un emoji cu 18 gen interzis. Am uitat că ești minoră. Nu m-am văzut niciodată cu o fată așa mică. O să fie palpitant. Foarte palpitant. Da, nici nu m-am văzut cu un băiat până acum. Adică pentru mine va fi ciudat. Nu să te iau în brațe, nu să te pup. Și cum ți se pare? Mi se pare ciudat, dar vedem ce iese. Și eu am emoții, sincer. Plus că tu nu mi-ai trimis nicio poză niciodată. Ai emoții, dar vrei să ne vedem. Asta înseamnă că îți dorești să mă vezi. Și am trimis un video, i-a trimis Eli un video care se vede ea. La tine e perioada aia, să cunoști lucruri noi, dacă pot zice așa. Da, învăț și eu. Tu ce vrei să facem? Te învăț eu dacă e să ne placem reciproc. Să ne plăcem. Placem. Urăsc cuvântul ăsta. Încă nu l-am învățat. E placem. Plăcem. Să ne admirăm reciproc. Ok, vedem. M-a anunț când pleacă mami. Păi poți să te pregătești ușor, ușor, dar îți spun, se îmbracă acum. Vezi că nu vin sexy îmbrăcat. Bine. A plecat. Ne vedem în față la Mega Image? Eu plec de acasă în 5 minute. Ok, îmi scrii când ajungi, eu fac 2 minute. Te schimbi. Da. Nu prea sexy, că după mă ispitești. Ok. Hai să-l cunoaștem pe Alberto și să-l ispitim. Ce pot să zic? Vine justiția. Dar ce pe pedofil? Pedofilul! Bună seara, dragi justițiari! În această seară mergem să ne întâlnim cu Alberto, individul de 23 de ani, care timp de câteva luni de zile ne-a pierdut destul de mult timp pentru că s-a tot răzgândit să se întâlnească cu minora. În seara asta pare să fie seara care îl prindem. Din păcate nu avem mesaje sexuale de la el, vrea doar să întâlnească cu minoră, să o sărute, să o admire. Na. Bine, știm ce vrea de fapt, dar a avut grijă să nu fie foarte specific. Să vedem ce o să iasă. Sper doar să nu pierd iar timp, să nu fie vreo țeapă, să mergem degeaba, dar nu știi niciodată. Trebuie să verificăm lead-urile astea. Hai, ne auzim curând. Un individ ajunge mai repede, aparent, în câteva minute, așa că am anunțat echipa care a ajuns deja la fața locului. Mergeți cu toți în mașina lui Ștefan, direct la Mega, în parcare acolo, ca să aveți Mega în față, gen, da? Și stați ascunși în mașină. Bun. Emoția descoperirii. Noi mai avem 2 minute, el mai avea 5-7 minute. E aproape la fix și trebuie să mă pregătesc să mă ascund. Avem emoții. Domnul cu semaforul, schimbă-te. Fiți atent, magie. N-a fost. Fiți atent acum, magie. Bam! Aha! Ok. Mă duc să mă întâlnesc cu echipa acum, în față la Mega. Sper că m-a ajuns asta sau ceva. Ia să vedem. Am ajuns aproape de parcare. Sunt pe partea cu parcul cu trotineta. L-am văzut, băga mea și picioarele. E pe partea cu parcul cu trotineta. Îi scriu eu acum să vină în față la Mega. Ah, fuck, unde sunteți voi? Deci, băieți, eu-l văd de aici. Nu o să mai fie nevoie de audio cu Eli. Unde sunteți, că nu vă văd? Bă, vă vede, bă, vă vede! Bă! E în spatele vostru! Eli, poți să te întorci, să te întâlnești cu el. Perfect, perfect. Voi luați-o cumva să vă ascundeți. Deci e chiar în fața mea, pe trotuar. Cred că vrea să fugă, cred că vrea să fugă. Cred că fuge. Eli, în față. Îmi pare că nu vedeți mare lucru.
Bună seara! Bună seara! Ce faceți, domnul Alberto? Sunteți bine? Mă opresc puțin muzica, vă rog, ca să discutăm și noi. Aprinde ecranul. Se vede bine? Că sunteți pe domeniul public, vă rog, de-aia vă filmez. Sunteți domnul Alberto, da? Spuneți, de ce mă filmați? Ce vârstă aveți? Nu contează vârsta. 23, cel puțin? Da. Lucrezi la Bavaria, nu? Ce mă aveți, domnule? Am înțeles. Copilul l-ați lăsat singur acasă? Da. Am înțeles. Și ați înspătrâns cu o minoră de 14 ani? Ca să o sărutați, puțin așa? Vorbiți, vorbiți. V-a arătat conversațiile? Da, da, știm conversațiile. Știm conversațiile. Și am zis ceva deplasat? Doar intenția dumneavoastră de a fi aici la 1:30? 1:30. 1:30. E puțin deplasată. Ce intenție aveați cu minora? Conversație. Ce intenție aveați cu minora? Una e conversația, una este realitatea. Nu. Conversația, altceva. Deci ce intenție aveați cu minora? Dar vă rog frumos, închideți asta, vorbim... Nu, vorbiți direct, că o să ajungeți episod din Catching a Predator. Super. Nu știu ce episod o să fiți, dar o să-i țin episod. Și vrem să vă înțelegem comportamentul, poate putem să vă ajutăm cumva, poate ne ajuta și pe noi să înțelegem comportamentul de prădători mai bine, în demersul nostru de a-i opri. Nu, eu nu vorbesc. Nu vorbiți. Am înțeles. Ce copil are, fată sau băiat? Nu știu, ce aveți, fată sau băiat? Să mă ducem în discuție. Să mergem în discuție, am înțeles. Da. Ca o paranteză așa, dacă... Ca o paranteză așa, da. Nu e ok, adică... Da, nu este ok să fie sună asta aici. Conversațiile, nu am fost nimic de plasat. Aba, a fost. Cerințele de poze, sexy... Uitați că porneți discuția dacă... Dacă tot vreți așa pe discuție, ca să nu... Unde ești, frate? Instagram-ul. Haide, te rog, nu mai filma, te rog. Nu, n-avem cum să nu vă filmăm. Nu mai filma că nu e ok. Așa, nu prea sexy că mă ispitești. Cu ce vă ispitește? Cu ce vă ispitește? Ce vă fac? Cu ce vă ispitește? Spuneți-mi, vă rog frumos, cu ce vă ispitește? Haide, spuneți-mi, vă rog frumos. Cu ce vă ispitește o minoră de 14 ani? Nu e ok, dă-te, te rog. Păi nu este ok ceea ce faceți dumneavoastră. Ok. Vi se pare normal? Mâine, când vor afla cei de la Bavaria comportamentul noastră, credeți că o să le placă? Nu am făcut nimic deplasat. Deci nu vi se pare deplasat să chemați o minoră? Păi, ce faci, frate? Dumneavoastră ați apăsat aici. Cum naiba am apăsat? Mâna! Îmi cer scuze, n-am. Mă uitam în conversație. Vă loveați până ce că vă lovesc eu. Nu, stai nici că nu ziceam. Ok, spune-ți mai departe. Așa. Nu, frumos, te rog eu. Ok, haideți să stabilim. Suntem pe spațiu public, putem să vă filmăm. Nu o să vă dăm fața, ok? Stați liniștit de chestia asta. Ajutați-ne să înțelegem de ce ați făcut chestia asta. Atât. Dar de la ce sunteți? Stai că nu mă înțeleg. Eu sunt Alexandru. Suntem o organizație ce se ocupă cu prinderea de prădători din mediul online. Poate ați auzit de justițiarul de Berceni. Mi se pare că eu sunt prădător? Da, da. Din păcate, din moment ce sunteți aici, cu o minoră de 14 ani, v-ați lăsat copilul acasă singur. Așa. Copilul, da? Mic. Așa. Bun, te schimb, nu prea sexy că mă ispitești. Știu asta, ce înseamnă asta? Da, atâta. Le luăm pe rând, că na, ați vorbit mult. Spuneți ce înseamnă asta, cu ce să vă ispitească o minoră de 14 ani? Nu este nimic deplasat acolo. Aveți fată? Haideți, spuneți, aveți fată? Nu este absolut nimic deplasat acolo. Bine, și copilul dumneavoastră când o să facă și el 14 ani și vine un individ la el sau ea și spune hai să ne întâlnim la 1:30 și să nu te îmbraci prea sexy ca să nu mă ispitești. O să fiți de acord cu asta, nu? Spuneți, o să fiți de acord cu asta? Să zicem, mă abțin, dar asta nu sunt... Vă abțineți, am înțeles. Nu, asta ce filmați acolo, domnule? Un documentar. Nu, haide, te rog. Așa, nu mai puneți mâna pe mine, vă rog, că nu-mi place să fiu atins. Tu de ce ai pus mâna pe mine? Eu nu pun mâna. Bă, da. Bă, chiar nu, poți să te și pup. Ia uite. Deci chiar nu e ok. Așa. Te rog frumos, haide, te rog. Ce mă rugați? Opa, scuză-mă, domnișoară. Ce mă atingeți? Explicați-mi okay, de ce mă atingeți. Dacă sunt pe spațiu public, nu vă fac okay, absolut nimic. Ok, am înțeles, nu știu, nu merge până în gând. Te rog, eu frumos, haide, lasă-mă. Ați vrut să
filmați, doamne, feriște. Am venit să vă înțelegem de ce sunteți un prădător. Nu, nu știu, nu e frumos, mă, frate, uite-mă de aici și s-o duc. Bă! Vreau să împingeți asta în mine? Nu, partea asta n-am tot dacă vrei. Păi stați pe loc, nu măcar. Nu vreau să stau pe loc, stau, să fac ce vreau eu. Haide, dă-te, te rog frumos. Na, poftim, e efectiv. Deci a treia oară. Dă-te la o parte, te rog frumos. Nu mai pune mâna, nu mai pune mâna pe mine, te rog frumos. Că nu, nu e ok. Dar nu pun mâna pe tine, efectiv, am un microfon în mână și un telefon în cealaltă. Nu sună la poliție dacă nu-ți convine ceva. Doamne, feriște, ai nebunit. S-a îndrăsit, lasă-mă în față. Haideți, e roșu, e roșu. Nu contează, trebuie. Trecem pe roșu, haideți. Vă prindem mâine la muncă, doar știți asta. Lasă. E ok. Da. Vezi, vezi, vezi. Filmează, te rog frumos. E corect. Mâine vom anunța la locul lui de muncă. Vom trimite această filmare. Și cam atât. Cam atât. Sper că v-ați ofticat ca mine, nu? Că a plecat așa liniștit. Un prădător. Da, și eu mă oftic. Acum înțelegeți de ce avem nevoie de legislație anti-grooming. Da, avem nevoie de legislație anti-grooming. Nu trebuie să pun în apel. Nu aveam de ce să pun în apel. Nu aveam de ce să chemăm poliția. Aia este. Dar stați liniștiți. Cert e că nu cred că mai iese la 1:30 dimineața nici pentru Revelion nu mai iese. Da. Îmi pare că ți-am stricat încă un date. Elisa. Mi-a și cupat mâna. Oh, mâna un gentleman. Foarte gentleman. Și eu am tras-o așa, nu, te rog. Nu te rog. Nu te rog. Te rog. Prea mult bun simț. Salut. Da. Păi ce dezolant e când n-ai ce nu, să le faci. De Dracovenie, cum ați dispărut instant? A, da, nu, cum așteptam să o pornească, adică ce puteam să-i fac? Un roșu, deci a trecut și porul. S-a adus tare. Ce puteam să fac? N-aveam ce, din păcate. Dar e ok, că știu unde lucrează, trimit toate alea mâine la muncă la el acolo. Nu cred că mai lucrează. Nu cred că mai lucrează, da. Postul loc de muncă, până apare episodul ăsta. Bine, dragi justițiari, ne pare rău pentru... Și mie îmi pare rău. ...acesta trist. Două luni cel puțin, din septembrie. Parcă nu, dinainte de septembrie. Era vară. Era vară. N-a spus nimic sexual. E genul ăla care nu are nevoie să spună ceva sexual ca să câștige încrederea minorii. Băi, ce lacună legislativă. Anyway, aveți grijă de voi, stați departe de prădători. Așa cum am promis. Bavaria Pub. Bună seara! Să se descurce la muncă. Prădătorilor, vă vânez. Nu vă jucați cu mine. We mobbing and thugging, you bitching and bugging, there's nothing that we got in common. I've been out grinding and hustling, nothing is paper, got tired of it.